Mulțumesc. Am un tratat de vorbitor, nu? Trebuie curând să dați și tare. Să vorbească și tare, nu? În sfârșit. Există doi autori care au spart cerul culturii române după 1989 și aceștia sunt, ca să mă refer numai la acest aspect cultural și literar deopandată, Ștain Tarcide sunt. Literatură de septa. Sunt cei doi care aveau, ca să zic așa, bastonul de mareșal în rucsac. Despre Ida Sârbu nu voi vorbi, bineînțeles, dar e un nume pe care trebuie să-l ținem minte și un mare autor al culturii române. Acum, Nicolae Steinhardt, tratat de unii ca spirit secund până în 1989 și articolul din Familia din 86, dacă nu mă înșel, Catarii, de la Pătriș, pentru câtva era o formulă de apărare. Lotul era deja scris, deja în anii 70, nepublicat. Astfel încât Steinhardt era cunoscut special ca autor de critică literară, ca eseist, și sigur era prezența extraordinară, dar mult mai puțin vizibilă în plan cultural. Era extraordinară în plan uman și cei puțini care l-au cunoscut au putut să aibă acest privilegiu al intrării în raza sa de farmec și de putere. Pentru că acest domn care emana noblețe, sinceritate, autenticitate, amenitate, toate acestea erau calități pe care toți cei care l-au cunoscut le-au putut observa. Pentru noi, ceilalți care nu l-am cunoscut, Jurnalul Fericirii a explodat, repet, pe cerul culturii românești și a fost un șoc extraordinar, un șoc al fericirii, cel puțin ca lector. Dar s-a dovedit că cartea e mult mai mult decât atât și că ascundea în ea foarte multe comori. În primul rând, ascundea și revela totodată nu numai un mare autor, dar și un mare om. Un model care nu era numai un model moral, un model etic, era un model de existență și un model care el însuși se mișca pe o axă și anume pe axa către cruce, către modelul de viețuire creștin. Acest lung traseu pe care Nicolae Steinhardt îl face din 37 până în 1960, 15 martie, ziua botezului său de către Părintele Mina Dumnezeu în celula de la Jilava, dacă nu mă înșel. De la Jilava. Și iată, 15 martie 1960, în jurnal, nu știu ce este decât o singură propoziție, mă nasc din nou din apă germănoasă și din duh rapid. Paginile care descriu acest botez sunt extraordinare și de neuitat, unice în literatura noastră, cum e întreaga carte de altă. Simți în acest jurnal al fericirii această extraordinară călătorie a conștiinței lui Steinhardt, a vieții lui și extraordinarul personaj care este. Pentru că e o carte de un dinamism extraordinar
al căutării, al supraviețuirii, al suferinței și al găsirii totodată soluției salvatoare și mântuitoare. A putut părea în epocă extraordinar și această conjuncție oximoronică între fericire și închisoare. Și închizând cartea, îți dai seama de ce acolo este găsită peste fericirea în suferință și posibilitatea suferinței de a te mântui. Cartea ascunde o adevărată teologie a curajului și a bucuriei. Pentru mine, cel puțin, lectura de fiecare dată a Jurnalului Fericirii este o imensă bucurie. Te molipsești de bucuria acestui om care descoperă în suferință sau în afara suferinței, pur și simplu un act de trăire, chiar al vieții cotidiene sau descoperirii culturale, un om care se bucură de viață. De altfel și are foarte multe considerații teologice despre viață ca esență a mesajului creștin, iubirea vieții. Dar spuneam că te molipsești de această bucurie, te lași pătruns de bucuria acestei conștiințe și acestei depline existențe în fiecare zi. Corespondența cu Virgilie Runca, care include inclusiv anii în care își elabora și scria jurnalul, e în același ton. Al unei nesfârșite și în jurnal, dar și în scrisori, unei nesfârșite mărturisiri a bucuriei de a exista, de a căuta și de a fi găsit pe Hristos. Deci, teologia bucuriei și a împărtășirii acestei bucurii. Și se vede acest lucru inclusiv din volumul de predici, Dăruind Voi Dobândi. Și acolo este aceeași enormă, extraordinară teologie a bucuriei, a împărtășirii, a iertării, a conștiinței că suntem cu toții păcătoși, suntem cu toții neterminați, nesfârșiți, dar avem această șansă a drumului mai departe, a găsirii, a regăsirii, a păcatului și a iertării. Vorbește la un moment dat, inclusiv de această, pe care numește teribilă ispită de dreapta, a unei evlavii care se consideră pe sine însăși ca desprinsă de celelalte valori morale pe care cu toții trebuie să le avem. Asta în ordinea despărțirii între ispite de stânga și ispite de dreapta, care se face și în paterie. Acest permanent dialog cu ceilalți, cu tine ca lector, permanent dialog cu prietenii, permanent dialog cu personajele cărții, este o extraordinară experiență și a scrierii și vezi bucuria celui care scrie aceste lucruri și o extraordinară bucurie a lecturii. E o carte care te încântă, te poartă, te cucerește, te captivează și descoperi că nu e o carte. Pentru că probabil că ăsta este secretul oricărei cărți, oricărei capodopere. Să te închidă și totodată să te și deschidă în acest drum, să te poarte pe nesimțite către un alt orizont. Și de aici, observația interesantă a domnului Dârlău, era într-adevăr un misionar perfect. Întotdeauna făcea această misiune. Jurnalul Fericirii este și acest un act al său de convertire, expus, relevat celorlalți, dar și un act care până la urmă a sfârșit în a converti oameni. Ai atrage către acest drum, ai pune în fața unor întrebări și, în primul rând, în fața acestei întrebări extraordinare, cum s-a putut bucura omul acesta în acea bolgie? Și nu numai el, și mulți alții. Și această permanentă bucurie, această permanentă politețe
în a vorbi inclusiv de lucrurile extraordinare. Și cele care bucură și cele care suferă și despre durere. Pentru că una din caracteristicile fundamentale ale spiritului și ale existenței sale era această teribilă noblețe. Nu-l vezi niciodată în niciun rând, în nicio replică, în niciun răspuns la cărțile de dialoguri, fulgerând, amenințând cu pedeapsa, cu... Nu. Întotdeauna arată această extraordinară capacitatea noastră de a greși și de a ne reveni din greșeală. Și aici face de multe ori legătură cu ceea ce el numea extraordinarul privilegiu pe care l-a lăsat Dumnezeu de a se îndrăgosti de fenomenul românesc. Și a interpretat, e adevărat, uneori poate cu mult prea multă larghețe sau gentilețe, fenomenul românesc ca fiind esențial această bucurie, această dobândire a unei liniști, a unei bucurii a trăirii, unei bucurii a împărtășirii și a neîncrâncenării. Lucru sau descoperire unde face conjuncția cu un alt mare spirit, și anume cu Urcănescu. Urcănescu, ținând pe biroul lui portretul Baciului din Maramureș, identifica în această lipsă a încrâncenării, în această dulceață a firii și a locuirii, esența fenomenului românesc, pe care Steinhardt se îndrăgostise și era de neconceput pentru el să vorbească în termeni, știind foarte bine care sunt căderile și scăderile noastre, să vorbească în termeni nu grav sau nu cruzi, măcar irreverențioși. Ori, 9 de ani de zile se cultivă acest, mă rog, ceva care a devenit aproape instinct, de a ne autodisprețui, de a disprețui tot ce a existat înainte, istorie, cultură, în ceea ce privește fenomenul românesc. E un mod de a vorbi despre România, despre poporul român în Steinhardt, cu o deosebită blândețe, bucurie și autenticitate. Deci spuneam o teologie a bucuriei și a dăruirii, dar și una a curajului. Pentru că cartea în sine e bineînțeles un act de curaj, o carte arestată, un autor arestat, arestat apoi dată din nou autorului, oricum ascunsă, putând să iasă de-abia după decembrie 1989 în afara ascunzișilor în care era pusă. Dar o carte care se deschide cu un testament politic și cu cele trei soluții, superbe, acum atât de bine cunoscute, soluția întâi a lui Solzhenitsyn, soluția a doua a lui Zinoviev și a treia a lui Churchill și Vladimir Bukovski. E, aici lucrurile sunt la fel extraordinare pentru că în acest e și aici un lucru extraordinar pentru că și această teologie a curajului este făcută într-un mod perfect, adecvat, perfect, concentrat, tensionat, focalizat, dar cu aceeași blândețe, cu aceeași amenitate, cu aceeași dăruire a cuvântului și a firii celui care îți propune acest model. Nu e nicio urmă de trufie, nici în actul de a scrie, nici în actul de a transmite experiența, suferința, cunoașterea sau greșeala la Nicolae Steinhardt. Și probabil că ce l-a deranjat cel mai mult în tonul unei anumite cărți celebre din epoca respectivă este această
acele accente de trufie, de încrâncenare, lucruri pe care el le-a respins întotdeauna. Și făcând legătura cu epoca dinainte de 1945-47, Nicolae Steinhardt își dăduse teza de doctorat pe tema de drept constituțional. Și în articolele burgheze, în articolele publicate în revista Burgheză și în altele, dar în special acolo, vorbește despre temeiul și importanța dreptului constituțional pentru o societate. Și spune că dreptul constituțional este, în fond, cheia păstrării libertății umane. Și care este această, finalmente, care este această cheie? Cum poți apăra cel mai bine libertatea umană? Și spune foarte clar, curajul împotriva morții. Finalmente, este vorba de curajul fizic împotriva morții. Ordinile totalitare se construiesc numai pe fricile noastre, pe lașitățile, pe lașitățile noastre. Și spune, sigur, făcând și trimiterea către starea de asediu a lui Camus, temeiul dictaturii e o fantasmă, frica. Spune, veți protesta, poate considerând că soluțiile subînțeleg o formă de viață echivalentă cu moartea, ori mai rea ca moartea, ori implicând riscul morții fizice în orice clipă. Vorbește despre cele trei soluții pe care le propunea în testamentul politic. Asta așa este, vă mirați? Pentru că nu l-ați citit pe Igor Safarevici, pentru că încă nu ați aflat că totalitarismul nu e atât închegarea unei teorii economice, biologice, ori sociale, cât mai ales manifestarea unei atracții pentru moarte. Iar secretul celor ce nu se pot încadra în rolul totalitar e simplu. Ei iubesc viața, nu moartea. Moartea însă, cine singura a învins-o? Cel ce cu moartea o a călcat. Și în 1970, la Cernica, când își căuta, când încă era în căutarea unui loc de retragere, rea tema de curajului, a adevărului și a riscului. Și spune, face în jurnal, deci Cernica 1970. Părintele stareț Roman îmi spune două puncte de fapt. Creștinismul e riscul absolut, iar viața de călugări e riscul dus la paroxism. Nu ți se oferă nicio certitudine, nimic. Nu mai primești, nu mai riscul. Nici certitudinea că vei muri măcar acolo la mănăstire, că vei rezista, că vei avea ce mânca. Și nici mai ales că ai făcut bine călugărinte. Și nici culmea că ai ales calea mântuirii. Iată ceea ce îl va conduce finalmente către acest pas extraordinar. Deci de la botez, de la încreștinare, la călugărire. Drumul este perfect coerent, perfect armonios. Și se înscrie în acest arc al vieții lui Nicolae Steinhardt, care sub această aparență de slăbiciune, de fragilitate, de, mă rog, aproape semănând cu Don Quixote, carte pe care o iubea în mod absolut, carte pe care o considera deplin creștină și modelatoare pentru orice conștiință creștină, deci, iată acest personaj atât de fragil, dovedind un curaj extraordinar și înscriindu-și întreaga viață în tensiunea acestui curaj. Da?
în bătaia săgeții, e un zbor în bătaia crucii. E un lucru, o înrădăcinare, o înșurubare în acest pariu, ca să luăm termenul lui Pascal, început în martie 1960, a botezul din acea celulă, și sfârșit în 1989, în 30 martie. Deci, înțelegem că, așa cum cerea Noica la Păltiniș un legat al operei să înlănțuiești conceptele într-o judecată și așa mai departe, vedem că aici este un legat al ființei, un adevărat, mă rog, sigur, metaforic, silogism al existenței, al experienței, pe care Nicolae Steinhardt îl face, îl încheie în propria existență și, lucru absolut mirabil, extraordinar și probabil sub car, reușește să nu-i transmită printr-o carte. Pentru că asta este o a doua experiență. Cât de greu e să construiești, să-ți reconstruiești existența și să o modelezi sub modelul crucii, dar cât de greu și cât de rar apare o astfel de experiență capabilă să transmită la temperatura unui capodopere ceea ce ai trăit, ceea ce ai, mă rog, pătimit. De aceea, cartea este atât de importantă, pentru că revelează o existență atât de tensionată, în aparenta ei curgere liniștită, fragilă, temătoare, a unui om care a știut să se ducă dincolo de marginile propriei neputințe, ale neputinței fiecăruia dintre noi, către acest extraordinar curaj, care a fost un curaj al pătimirii, un curaj al mărturisirii, un curaj și al actului cultural și un curaj al scriturii, al scrisului. Vă dați seama, având în rucsac bastonul de mareșal, ce această extraordinară carte, care poate fi numită Cartea secolului 20 în cultura română, cum a, și ce exercițiu extraordinar de umilință, de smerenie, a putut fi din anii 70, când lucrarea era încheiată, până în 1989, toată această lume, sau, mă rog, relațiile în care se mișcau și care era inevitabil privit numai dintr-un mic unghi al experienței sale și al puterii sale ca scriitor, ca om de cultură. O bucurie enormă a fost pentru foarte mulți dintre noi descoperirea acestei cărți și e inepuizabilă în sensul în care de fiecare dată când o iei în mână, când începi să recitești, dacă ai timp totul sau numai părți, ții mână cu adevărat o existență, tensiunea unei existențe și mirabila ei influență asupra fiecăruia dintre noi.